Floare la ureche. Leșeute, dragon. Trebuie să o luăm încet și să lucrăm împreună. Jucăm încet de o săptămână. E timpul să ne grăbim și să zdrobim. Baftă, data viitoare. În regulă. De data asta folosim puterea de jeleu și grăbim și zdrobim! Mavis! Se pare că amica ta de-ago... Glumele alea de desert îmi dau coșmaruri. Bine, nu-i problemă. Va trebui să reîncepem nivelul. Ah, Mavis, haide! Nu vei termina acest joc! Ora de baie? Au trecut deja 6 luni. Timpul zboară când ești nemuritor. Nu-i spuneți unchiul lui Gene, dar eu am un cod blestemat pentru joc. Ce? E prea periculos! Parcă ți-am spus să nu te duci la Sheldon în pânza întunecată. Mi-ai spus și te-am ignorat complet. Alo? E vreun monstru acasă? Cine e? Sheldon, îmi trebuie un cod să bat curcubeul sorții. Păi, eu am ceva, dar codurile din zona întunecată sunt blestemate. Deci n-ai cum să faci față puterii care vine cu el. Da, probabil așa e. Voi pleca acum. Ai grijă! E ploaia care vine să te nece? A, nu! Unde? Unde e soarele să usuce tocii? Am plecat. Este incredibil de cât de multe ori am fost păcălită în felul ăsta. Bag codul blestemat, merg la sfârșit și trec de catifeaua roșie. Nu mă pot uita! Trișoară! Vei plăti pentru asta! Îmi voi lua desertul meu! Super! Bum, draca-laca! Am terminat! Mavis, ai terminat jocul? Pe una singură? Cum? Știi tu, talent, grăbit și zdrobit. Hei, fantome jucătoare, ia ghiciți! Stres, nepoata mea e mai bună decât orice nepoata mea. Luați-vă echipamentele! Patinăm, dăm cu ca bumerangul și lovim un troll! Ce lume de dincolo! Cred că m-am jucat prea mult! S-a întâmplat asta? Cred că s-a întâmplat! E așa de ciudat, dar și foarte tare! Oh, scuze, nu tu, Fifi! Tu ești doar partea ciudată!